Nu. Am discutat și astăzi cu domnul guvernator Drăguțanu, care în permanent, deja de câteva zile, e în legătură cu compania Kroll pentru a obține permisiunea și modalitatea în care eventual s-ar face public acest raport. Eu insist, la fel ca și politicul, ca un astfel de raport să fie făcut public. Sper foarte mult că vom avea decizia curând și o anumită înțelegere tehnică cu Kroll, cum lucrul ăsta se realizează, fiindcă companiile de genul ăsta au nevoie de așa numitul poartă o denumire de ce ține de responsabilitate. În situația în care ei vor să se asigure că în urma raportului nu vor fi dați în judecată de anumite persoane sau